S-a pus lacătul pe primul supermarket deschis în Giurgiu. Lanțul de magazine Interex și-a închis porțile în toată țara din cauza încasărilor slabe din ultima perioadă. La supermarketul din Giurgiu se lucrează în prezent la eliberarea spațiului, urmând ca în locația respectivă să vină o firmă specializată în comercializarea de produse alimentare, după cum ne-au declarat chiar reprezentanții Interex Giurgiu. În ultimele luni, supermarketul nu a mai primit niciun fel de marfă, iar cea existentă pe rafturi a fost vândută la prețuri foarte mici. Chiar și acum, după ce s-au tras obloanele, mai sunt încă giurgiuveni care vin la cumpărături în speranța că vor mai prinde ceva reduceri. Surse din administrația locală ne-au declarat că în Giurgiu nu se mai deschide deocamdată niciun supermarket, având în vedere criza financiară existentă.